Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Bucură-te de zile, de fiecare zi așa cum vine, de oameni așa cum sunt. Trecutul m-a învățat să apreciez prezentul și nu vreau să-l stric îngrijorându-mă de viitor, spunea Audrey Hepburn. Nimeni nu-și poate trăi viața pe alese. Zilele nu pot fi selectate în funcție de dispoziția interioară și nici nu pot fi înmulțite după același criteriu. Pur și simplu trăim zilele care ni se dau. Așa cum sunt, cu bune, cu rele, ne aflăm mereu în fața unui fapt împlinit. Ori, dacă nu putem modifica această realitate, atunci ar trebui să ne modificăm pe noi. Percepția noastră este importantă. Felul cum înțelegem să fim mulțumitori este de asemenea important. În ziua cea mai obișnuită putem găsi ceva interesant. Așa cum în ziua cea mai spectaculoasă putem observa anumite inadvertențe. Dar predispoziția noastră e importantă. Faptul că suntem gata să le acceptăm pe toate cu demnitate și curaj face mult. Ne vom dezvolta în felul acesta o psihologie adevărată și utilă. Vom fi tot mai imuni la stimuli exteriori și ne vom păstra micul tezaur interior intact.